Georgica Cornu, politician și fosoța Marinei Almășan, se confruntă cu o durere profundă după moartea fratelui său. Această pierdere devastatoare a fost anunțată de el pe rețelele de socializare, unde a publicat un mesaj emoționant în care își împărtășește regretul și tristețea. Fratele său a fost o persoană foarte apropiată, iar legătura dintre ei a fost întotdeauna puternică. Trecerea acestui neființă a lăsat un gol imens în viața lui Georgica, iar emoțiile resimțite în aceste momente dificile sunt copăleșitoare. În mesajul său, Cornu a subliniat nu doar pierderea unei rude, ci și a unui prieten și susținător. Reacțiile din partea prietenilor și susținătorilor nu au întârziat să apară. Mulți oferim condoleanțe și sprijin pentru a-l ajuta să treacă peste această perioadă grea. Este un moment de reflexie și durere, iar Georgica Cornu se află în gândurile și rugăciunile multora în aceste clipe de tristețe.